Salutare tuturor, numele meu este Bogdan și bine v-am găsit la un nou videoclip. Știu că n-am mai postat de ceva vreme, dar uite că am revenit cu Robert. Like. Astăzi o să vă învățăm cum să facem un slime, nu dar exact ca acesta, pentru că nu mai avem ingredientele necesare pentru a-l prepara pe acesta, chiar dacă este super tare și asta. Yeah. Așa? Bun, astăzi o să vă prezentăm cum să faceți un slime din săpun lichid și doar congelator. Adică acum o să fie super simplu și cred că puteți să faceți și voi. O pauză. Ok, am revenit. Deci tot ce aveți de voie este săpun lichid. Noi avem deci albastru. Nu facem o reclamă așa, că așa vi-l arătăm. Așa, albastru, pentru că se neasă albastru și un bol. Bun. Punem săpun lichid. Puneți cât vreți, eventual. Noi o să-l punem acum pentru... O să punem pauză când am revenit cu câte vrem să punem. Ok, am plus. Deci vedem... Să pun lichid. Ce trebuie să faceți acum? Trebuie să-l băgați la congelator 4-5 minute. Noi să punem pauză pentru că nu o să filmăm atât. Da, degeaba. Da, pauză. Deci, o revenim după ce am scos ăsta. Ok, am băgat acel conținut în congelator. Am zis că o să revenim după ce cum zice... Revenim, dar oricum, deși eu sunt la Robert și ne jucăm acolo Minecraft. Vedeți, Minecraft? Un fel de build battle între noi. Eu acum trebuie să fac un pinguin. Bineînțeles, nu o să filmez chestia asta, pentru că la cât de maestro sunt eu în Minecraft, ăsta e pinguinul lui Robert. Dați un like dacă vă place. Și o să încerc să îi las și linkul lui Robert în descriere. Să intrați acolo să... Să intrați și lui un like și un subscribe. Zic că merită. Oricum eu știu că n-am mai postat de mult, deci îmi cer scuze pentru că am fost în cantonament și am fost extrem de răcit. Puteți să întrebați și pe Bogdan în comentarii. Da, chiar a fost. Ok, deci eu o să revenim când... S-a făcut experimentul. Da. Ok, au trecut cele 4-5 minute care au fost. Ok, deci du-te și scoate slime-ul. Să vedem dacă a ieșit. Dacă a ieșit, o să fie super tare. Slime-ul ăsta e super tare. Dacă se lipește de deget. Hai să vedem dacă a ieșit. Ok, fail. N-a ieșit. I don't know, nici pe aproape. Adică... Cât de cât? Dacă am amestecat puțin, uite, vezi? Ce? Ce faceți, mă? Bine. Ok, deci primul slime a fost fail. Acum mai încercăm unul cu pastă de dinți. Sper să reușească. Deci eu vă zic să nu încercați pe ăsta care l-am văzut, adică eu, cel puțin eu, mi se pare fake. Am stricat practic săpun, n-am stricat foarte mult săpun, dar uitați, ăsta chiar a ieșit foarte bine. Eu cu Lober l-am făcut. Adică doar e lipicios. Eu am adus pasta de dinți aici. Ok, deci aveți de voi pentru următorul slime de pastă de dinți, indiferent. Hai mă, lasă, nu se vede. De pasă de dinți, că e Colgate, că e de... Nu contează, deci puneți într-un bol. O să luați un bol care n-a mers. Puneți așa acolo. Și parcă era să băgăm la cuptor cu microunde. Un minut. Un minut, după aia îl scoate și mai băgați. Aveți 30 de secunde și după aia iese slime-ul, dar trebuie să-l punem undeva să se răcească după aia, că s-ar putea să cam ne frigem cu slime-ul, da? Putem, nu cred că așa. Deci vedeți, asta este. Oricum pasta de dinți s-ar putea să iasă, pentru că și așa este ea, așa cum este. Deci, by the way, vedeți? Da, asta este o pasta. Că fie un fel de slime. Acum mă pe mine. Dar rece. Ok, hai să mergem la cuptorul cu mindrounde. Mindrounde. Ce să spunem mai nou? Deschidem ușa portiței. Mergem la cuptorul ăsta. Care... Se deschide așa. Băgăm bolul. Popcorn. În fine. Băgăm acolo bolul. Și minut. Băgăm acum. Bun. Așteptăm un minut. O să pun pauză. Bine.
Ok, deci miroase îngrozitor pasta topită, mentolată. Nu vă sugerez. Ce se privilește de la etajul nou? Oh my god. No. Ok, deci miroase îngrozitor. Miroase a mentă și topită. Ce da rău. Ok, ding dong. Hai să vedem cum arată. Scoatem. Mai bine nu mai scoatem. Ok, fake, I don't know. Mai băgăm 30 de secunde. După aceea trebuie să scoatem. Nu spune la ochi. Știu. Trebuie să... Ok, deci oameni buni, a ieșit slime-ul ăsta. Ăsta vi-l sugerăm, faza e să nu puneți mâna pe el pentru că Robert a fript. Și doi, vă sugerăm să nu-l faceți dacă aveți părinți care nu vă permit mirosul de ment în casă. Și să aproximativ sunt șanse de unul ăsta să vă ia foc casa, dar în fine. Sincer, a fost o chestie asta cu 1% șanse să-ți ia foc, a fost așa. Oricum. Nu pot să pun mâna pentru că o să mă fric pe mine și o să țip ca disperatul. Hai, fă așa. A, dar nu frige rău. Pune mâna. Da, bine mă frige. În fine, deci acum tot ce trebuie să-l mai faceți este să-l puneți la rădăcit. Eu nu o să mai filmez. Eu am fost Bogdan, el a fost Robert și sper că v-a plăcut acest tutorial din care două, unul a ieșit. Hai, pa, pa.